Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei își respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi avem în vizor activitatea lui Lucian Bode, ales în circumscripția electorală numărul 33 Sălaj pe listele PNL. Din anul 2008, parlamentarul liberal este o prezență constantă în Camera Deputaților, acesta fiind al treilea mandat al său. Din septembrie 2017 până în februarie 2018 a fost vicelider al grupului parlamentar al PNL. Este președinte al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură. Înainte să ajungă în Parlament, a fost consilier local, consilier județean, inginer și șef serviciu exploatare. În perioada februarie-aprilie 2012 a ocupat funcția de ministru al economiei. Activitatea sa din acest al treilea mandat este la nivel mediu dacă facem comparație cu alți colegi parlamentari. 55 de luări de cuvânt, 19 întrebări și interpelări, o declarație politică, 30 de propuneri legislative inițiate, din care 2 promulgate legi și 11 moțiuni. Lucian Bode este unul dintre cei mai vocali politicieni din opoziție. În iunie a ieșit cu următoarea declarație după ce Lucian Șova, ministrul transporturilor, a declarat că multinaționalele vor părăsi România dacă se vor construi autostrăzi. Partidul Național Liberal solicită doamnei prim-ministru demiterea de urgență a ministrului transportului, domnul Lucian Șova. Într-o țară normală, cu un prim-ministru responsabil, domnul ministru al transportului, Lucian Șova, era demis în secunda 2, după ce a făcut afirmațiile irresponsabile în cadrul ședinței Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților, în urmă cu câteva zile. De la preluarea funcției de mandat și până acum, deputatul PNL Sălaj a vorbit 2 ore 48 de minute și 19 secunde. Una dintre obligațiile deputaților este prezența la votul electronic. În acest mandat, Lucian Bode a înregistrat 1710 voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic a fost de doar 51%. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul PNL Sălaj încasează o indemnizație lunară de 10.781 de lei. Am văzut atâtea exemple sub guvernarea PSD, în care banii, de exemplu, supraacciza la carburant. A spus guvernul PSD, adăugăm acei 7 eurocenți supraacciza la carburant și banii rezultați de acolo, din acea supraacciză, vor merge într-un cont special și vom construi autostrăzi. Ei, banii au fost încasați, autostrăzile nu au fost realizate. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PNL Sălaj. O voce puternică a opoziției, fidel partidului, fără probleme de integritate și activitate medie în plen. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: prezență redusă la vot și propuneri de legi în număr relativ mic. Pentru activitatea din acest al treilea mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 7 deputatului PNL Sălaj, Lucian Bode.